Încălzirea vremii provoacă creștere ale cotelor de atenție pe râuri din 11 județe din sudul și sud-vestul țării, unde hidrologii au instituit cod galben de inundații. Găsiți harta completă a regiunilor amenințate de revărsări ale apelor pe mediafax.ro. Legile justiției ar putea fi votate astăzi de Senat în calitate de cameră decizională, după ce Camera Deputaților a adoptat varianta reexaminată ca urmare a deciziilor Curții Constituționale. Comisia Iordache analizează amendamentele depuse la Senat la proiectele de modificare ale celor trei legi. Astăzi este ultima zi pentru înscrierea în clasa pregătitoare a anului școlar 2018-2019, dar părinții mai pot depune solicitări și în etapa a doua, programată pentru perioada 12-18 aprilie. În clasa 0 pot fi înscriși copiii care împlinesc 6 ani până pe 31 august. Peste 10.000 de oameni au vizitat în prima zi Salonul Internațional Auto București 2018, care va fi deschis până la sfârșitul acestei săptămâni la Romexpo, scrie ziarul financiar. 20 de mărci auto expun la salon 23 de modele în premieră, printre care noul Volkswagen Touareg, Fordul EcoSport produs la Craiova, BMW M5, cel mai rapid model de serie construit vreodată, și ultimul Rolls-Royce Phantom. Antrenorul Sirinei Williams este convins că până la urmă Simona Halep va reuși să câștige o finală de mare slam, scrie prosport.ro, pentru că are un joc complet și se mișcă incredibil. Sâmbătă, după eliminarea de la turneul de la Miami, Halep devenise neîncrezătoare că ar fi suficient de pregătită pentru nivelul la care a ajuns. Președintele Parlamentului Regional al Cataloniei lansează un apel pentru înființarea unui front democratic care să apere drepturile regiunii separatiste. Proteste violente au izbucnit ieri la Barcelona și în alte orașe catalane, după ce liderul separatist Carles Puigdemont a fost arestat în Germania. 64 de oameni au murit în incendiul izbucnit aseară într-un centru comercial din orașul Kemerovo, din sud-vestul regiunii ruse Siberia, scrie gândul.info. Focul a pornit la etajul al treilea, unde se afla un cinematograf și un loc de joacă pentru copii. Pentru a afla știrile de ultimă oră, intrați pe mediafax.ro.